acest pământ suntem trecători, ne-am născut și vom pleca spre un loc etern și o viață fără apus. În cer, în paradis sau în iad destins, decizia tu o faci acum. Mergi cu Dumnezeu sau cu Satan pe drum. Cu jarul te-a iubit, de-o cruce a murit, ca înviat a treia zi. Mântuire-n dar îți dă, o vei primi, primește mântuirea lui Dumnezeu. Cu jaharul lui, cu jaharul lui, stă deschisă. Oh,
în inima mea. În negura nopții, în negura nopții, își întinde mantaua, când vezi printre latrii, spre tine-a căuta, spre tine-a căuta. Asupra-nvechează cu dragostea sa. Un tată puternic ce-asupra-nvechează cu dragostea sa. Nu pot răsplăti cu argint sau cu aur măreț dragostea ta. De aceea, o Doamne, te rog, asprimește, primește cântarea scăldată în lacrimi și inima mea. Primește cântarea scăldată în lacrimi. Pot răsplăti iubirea-ți imensă, iubirea-ți imensă, când tu ți-ai dat viața pentru un păcătos. În schimb o primește cu mila oftată, din inima mea. Umila ofrandă, umila ofrandă, Iisuse Hristoase, din inima mea. Toate marginile lumii îl cunosc pe Creator. El e Alfa și Omega, El e Tatăl tuturor. Și ne-a cântărit pământul, stelele le-a pus pe cer. Și vântul, cine-i altul decât El? Poate l-așteaptă doar pe El, parcă șoptesc Emanuel. Pământul e plin de prezența sa, omule să iei seama. Cu Doamne biserica, poate l-așteaptă doar pe El, parcă șoptesc Emanuel. Pământul e plin de prezența sa, omule să iei seama. El pământul inimii l-a creat și stă în picioare, haină i-a făcut din noi și i-a dăruit splendoare. Și dolarul s-a făcut pentru scurtă vreme lung, în cuptorul din calvar El ne-a dat viață. Doar pe El, parcă șoptesc
Pământul e plin de prezența sa. Pământul e plin de prezența sa. Omule, să iei seama, cu toată biserica, toate l-așteaptă doar pe el. Parcă șoptesc Emanuel. Pământul e plin de prezența sa. Omule, să iei seama, toate marginile lumii, toate marginile lumii cunosc pe Creator. El e Alfa și Omega, El e Tatăl tuturor. Cine a cântărit pământul, stelele le-a pus pe cer. El cheamă stelele pe nume și răspund, ridică mări a pus și vânt. Altul decât el, toate l-așteaptă doar pe el. Parcă șoptesc Emanuel. Pământul e plin de prezența sa. Pământul e plin de prezența sa. Omule, să iei seama. Pământul e plin de prezența sa. Omule, să iei seama. Slăvit să fie Domnul! Să luăm seama în seara aceasta că aici e prezent Dumnezeu. O cântare veche care doresc să o cântăm în continuare. E o cântare de cor, dar putem să o cântăm cu toată biserica. Multă vreme eu am rătăcit neștiind că Iisus a murit, m-a iubit pentru mine, că s-a răstignit chiar la Golgota. Haideți, dacă cunoaștem versul, cunoaștem cântarea din toată inima. Multă vreme eu am rătăcit neștiind că Iisus a murit pentru mine, că s-a răstignit de Golgota. Sus pe cruce al său sânge a curs, trupul inima i s-au străbătut. Dar pentru
O cântare de mulțumire. M-am uitat la unii dintre dumneavoastră, ați cântat toți, da? Am văzut pe fețele unora dintre dumneavoastră așa, erați îngândurați, aveați frământări, aveați lucruri care nu le înțelegeți, mai vă gândeați și la celelalte probleme, la încercările vieții, la suferințele vieții. Sunt aici și dau slavă lui Dumnezeu că în această seară Domnul mă ajută încă o dată să laud numele Lui. Voi binecuvânta numele Domnului în orice vreme, spune salmistul, și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Sunt momente când e greu să lauzi numele Domnului, sunt momente când e dificil, sunt momente când zici, oarecum pot și de data asta să mai laud încă o dată numele Domnului, dar salmistul spune, cine are inimă bună, să laude pe Domnul. Ca dumneavoastră, chiar dacă ați văzut că suntem îmbrăcați frumos, avem și noi suferințele noastre, avem încercările vieții, avem problemele vieții și de multe ori ne punem semne de întrebare de ce. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți vreun copil care e internat la spital la ATI. Când e la ATI, ceva grav. Cel mai mic copil la nostru acum nu e acasă, e la spital la Timișoara împreună cu soția și la ATI. Dimineața am cântat cu greu la biserică. Dar după ce a fost gata programul, soția m-a sunat plină de bucurie și a zis că e de câteva zile la ATI, are insuficiență respiratorie, așa s-a născut și o trebuie să facă niște investigații. Am fost acolo, doctorii nu au să ne dea detalii, o zic că tot investigăm, tot îi luăm sânge, tot facem investigații și ducem la laborator. Dar soția m-a sunat dimineața și a spus că dacă tot e bine și copilul în continuare răspunde la tratament, avem șanse ca mâine să-l scoată de pe ATI. Și dăm slavă Domnului. I-am scris dimineață soției după ce m-am rugat pentru ea și pentru copil
Am zis, acela care ne-a ajutat de atâtea ori în viață, cred că ne mai va ajuta și de data asta. A fost un mesaj curt și am zis, Andreea, Dumnezeu va purta de grijă. Poate te uiți în starea în care ești și zici, oare ce o să fie? Adu-ți aminte când, în urmă cu 10 ani, poate ai fost într-o stare și mai grea. Ai fost într-o încercare și mai dificilă și Dumnezeu te-a ajutat atunci. Crede că în seara asta Dumnezeu e gata să te ajute. Cineva se îngrijește de mine mereu, nu-i deloc întâmplarea, e al meu Dumnezeu zilnic toarnă, asupra mea daruri din plin, mulțumiri aduc și mă închin. Haideți din toată inima. Cineva se îngrijește de mine mereu, nu-i deloc întâmplarea, iar meu Dumnezeu zilnic toarnă asupra mea daruri din plin, mulțumire aduc și mă că e cineva și îi mulțumesc. Știu că e cineva, este Tatăl Ceresc. Știu că darul de spus e Domnul Iisus. Ce măreț e al meu Dumnezeu. Știu că e cineva. Haideți să-i mulțumim cu toată biserica. Știu că e cineva și nu uita că Domnul ți-a făcut de atâtea ori bine. Știu că e cineva, este Tatăl Ceresc. Știu că darul nespus e Domnul Iisus. Ce măreți al meu Dumnezeu. Tatăl Ceresc, știu că darul nespus e Domnul Iisus. Ce măreț e al meu Dumnezeu. E darul cel mai sfânt și cel mai frumos, este darul să-ți spun dragostea, ce e clocot în inima mea. Știu că El va lucra și mulțumesc. E cineva și îi mulțumesc. Știu că e cineva, este Tatăl Ceresc. Știu că darul nespus e Domnul Iisus.
ajungem în casa din cer, mai sunt furtuni, mai sunt dureri, dar ne-a promis în cuvânt Dumnezeu că e cu noi mereu. Să nu vedem, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură vorbește Dumnezeu. Să nu te temi, Domnul Iisus este la cârmă. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură vorbește Dumnezeu. Îmbracă cerul în mii de culori, stele și lună, soare și nori, firul de păr știe gândul mai mare, gândul și teama ce-o are. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără dură vorbește Dumnezeu. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură vorbește este la cârmă. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură vorbește. Să încercăm cu toată biserica. Să nu te temi, Iisus este la cârmă, El nu mai doarme, El nu mai doarme, vechează Dumnezeu. El ceartă vântul și valul din casa ta, El ceartă vântul și valul din furtună, taci fără gură vorbește Taci fără gură, vorbește Dumnezeu. Amin.
zburător sunt aici pe pământ. Țara mea e în cerul sfânt. Eu sunt fiul de împărat, voia lui o împlinesc pe Iisus. Îl iubesc și îl slujesc. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pruncit. Țara mea e loc de vis, țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a promis. Greutăți, îndoieli vin mereu, să-mi clatine crezul meu. De genunchi mă așez, în rugări implor pe Iisus, să-mi dea Iisus să-mi dea ajutor. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a promis. Țara mea e loc de vis, țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a promis. Voi pleca și nimic n-o să iau, casa Tatălui pregătită-i să stau. Chiar de-am strâns comori, toate strunse prefac lângă Domnul, voi fi înviat. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a promis. Țara mea e loc de vis, țara mea e loc de vis, țara mea. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a pregătit. Țara mea e loc de vis, țara mea e paradis, căci Iisus un loc mi-a promis. Amin. Vreau să mai lăudăm numele Domnului cu o cântare. Mă gândeam când eram acolo jos, că timpul în seara s-au trecut așa de repede, zic, mă gândeam așa în gândul meu, zic, hai să cânt numai două cântări, dar nu pot, vreau să cânt și pe a treia. Mă gândeam să vă spun că avem CD-uri la final, acolo, la ieșire și astăzi nu avem preț pentru CD-ul și atunci când aveam, dumneavoastră știți că prețul unui CD-ul a fost 10 lei. Nu era scump ca să poată să-și permite oricine, n-am vrut niciodată să fac afacere din lucrarea lui Dumnezeu și doar ca să acopere cheltuielile, să acopere uzura mașinii, că așa e, când umbli mult, dacă cumpere o mașină, o cumpere mai scump, când trebuie să o vinzi după câțiva ani și ai mai făcut vreo 250.000 de kilometri prin țară pe la noi, abia mai reușesc să o vinzi. Dar asta e, zicea cineva odată, dăm că o vând eu, că eu îi dau kilometraj înapoi, zic, atunci nu ți-o dau. Zic, las-o așa. Și de obicei mașinile când le vând, au vreo 500.000 de kilometri, altă dată mai scump. La Vale am reușit să-i dau una, el a fost împreună cu noi în lucrare, a avut vreo 380.000 de kilometri. Am zis, mă, atât are mașina și folosește-te de așa. S-o bucura și mașina merge și acum. Că atunci când mergi în lucrarea lui Dumnezeu, parcă nici mașina nu se strică așa de ușor. Cântarea care dorim să o cântăm în continuare spune, noi ne bizuim pe Domnul când vrășmașul a ridicat mâna ca să ne doboare drumul când l-a întunecat, te vom lăuda, o Doamne. Dar cine vreți să mai ascultați cântări cu noi, toate fondurile merg pentru construcția bisericii. Prețul unui CD-ul nu-i preț, e prețul inimii. Cât vă pune Dumnezeu să dați, dacă vreți să cumpărați o cărămidă pentru Biserica Betlehem, aici sunt condiții frumoase, ați venit din multe locuri de aici, de pe zona asta, vă cunosc în vedere că am umblat mult pe zona asta. Dar noi nu avem biserică la Arad, suntem într-o închirie, am început puțin,
acum suntem mai mulți, dimineața a fost sărbătoare, am avut botez și ca biserică am crescut și ne dorim să creștem în continuare. Dar vorbeam cu fratele Cristi pe drum, cel mai mult ne dorim să creștem spiritual, că degeaba avem clădire și nu mai avem biserică. Asta e dorința și pentru dumneavoastră, să mergeți din putere în putere. Să avem CD-uri la final, dacă doriți să contribuiți la lucrare, toți banii merg pentru Biserica Betlehem. Haideți să mai cântăm și această cântare, rog pe fratele Cristi să vină împreună cu noi și să cântăm împreună această cântare. Haideți să ne ridicăm cu biserica. Dumnezeul nostru e mare, nimeni nu l-a biruit. El cu o singură suflare pe vrășmaș l-a nimicit. Te vom lăuda, o Doamne, că ești Te vom lăuda, o Doamne, te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Brațul Domnului e tare, fața lui neîncetat. Toată biserica, te vom lăsa, să fie Domnul, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Te vom lăsa, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. Domnul nostru, stânca vieții, în veci să fii înălțat, în veci să fii înălțat, căci ai fost și vei rămâne. Dumnezeu adevărat, te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios. Dumnezeu, Jehova Nisi, steagul nostru e Hristos. A rămas Domnul bun și credincios. Sigur? Slăvit să fie Domnul. Mă gândeam zilele astea dacă m-ar fi judecat Dumnezeu cu dreptate, cred că trebuia de 200.000 de ori să mă drăznească. De atâtea ori am greșit, de atâtea ori m-am văzut mai bun ca altul, de atâtea ori
au fost lucruri, de atâtea ori am avut tensiune, de atâtea ori am avut nervi, dar îi mulțumesc Domnului că a rămas, a fost bun. Atunci am o judecat în milă, în dragoste, o zis, mă, o să corecteze, o să schimbe, o să fie mai bine. Domnul a rămas bun, slăvit să fie Domnul. Mai cântăm încă o dată acest refren. Am văzut persoane în sală care cântă cu mâna pe sus. Dumnezeu v-a făcut bine, Dumnezeu ne-a făcut bine. Vreau ultimul refren cu toată biserica, cu mâinile pe sus, să lăudăm pe Domnul. Haideți încă o dată refrenul, te vom lăuda, o Doamne. Și dacă Domnul ți-a făcut bine, ridică mâna și laudă-L pe El și închină-te Lui. Te vom lăuda, o Doamne, nu vă fie rușine, că ești bun și credincios, Dumnezeu, Jehova, steagul nostru, steagul nostru, e din toată inima te vom lăuda. Te vom lăuda, o Doamne, că ești bun și credincios, Dumnezeu, Jehova Nisi, țeagul nostru e Hristos. Trăiască Domnul! Amin. Amin! Haideți să rămânem în picioare și să ne închinăm cu toții împreună Domnului prin dăruirea noastră, ceea ce am hotărât pentru El, să-i dăruim, frate Manu, încă o cântare, te rog frumos! Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, că-și prinde mirea ta, pe cruce noi voioși trăim. Mi-ai dat cântare de ta, pentru vina ce-o purtă, de aceea îți cântăm. Aleluia, glorie, glorie, aleluia, laudă-L pe Domnul! Atunci